Când mă întâlnesc cu capușon, zic, noroc! Fluturi în stomac. Eu nu mai cu un Big Mac. Eu acum nu râd, eu plâng de vitiez. Ca pe vremuri, măi, Gheorghiță. În scara 2, la etajul 7. Du-te, măi, nu vreau să te ascult. Aviz din ultimele știri. Se cumpere haine, jale și bijuterii. Potura. Aceste aplauze sunt în fine de faptul că uite, ai acceptat, de fapt tu de fiecare dată accept să vii la noi. Acum ai venit în casă nouă, cum s-ar spune? Da, da, văd că ați făcut remont, o leacă. Te rog frumos, da, corect să reparație. Spui. Euro-remont. Așa, corect, spune. Euro-reparație, tot acolo. Da, da, euro, dacă să continuăm tot cu eu. Eu de fiecare dată când te văd bucuros, adică stile văd, da, exact ca și în piesa marelui maestru Alexandru Lozanciuc. Când mă întâlnesc cu capușon, zic, noroc, noroc, dar mâna e caldă, știi, așa, da. Bărbătească. Ne-am întâlnit la semafor zilele trecute. Păi da, fix așa am spus, că noroc, da, noroc, vezi că la mine era verde și trebuie să mă duc, sper că nu te-ai supărat. După asta am stat. Chiar dacă plouă afară, trebuie să iau mașina, dar eu o să rog cei din spate să dați un set de aplauze. Aplauze, ciobănești! Da, eu așa pentru... și mă fel de glumă, nu cât are. Am și o vizionare, am. Știm. Apropo. Felicitări. Mersi. Te întrerup. Și v-am adus și albumul și vouă să-l aveți aici și să vă inspirați pentru alte cânti, dacă vreți. Apropo, dă să facem și un concurs. Este albumul meu nou din 3 CD-uri și ăla care, din, nu numai din albumul, din toate cântile mele care le am eu din ultimii 10 ani, vopșe, cine face cel mai amuzant cântic, da? Să-l trimiteți în comentarii, așa are albumul ăsta de la mine gratuit. Așa. Perfect. Aveți șansele. Ca să câștigați, în primul rând, trebuie să ascultați toate piesele. Cât sunt la număr? Piesa 44, dar track-uri 56 în total. Dar nu numai de pe albumul, de pe orice cântica mea. Puteți să luați și vechi și de orice. Nu, de fapt, domnule Marin Capșon, asta e dovada că tu faci cânti și pentru tine, numai pentru alții. Nu uitați, da, scrieți în comentarii. Mersi, mersi pentru cadou, îl punem aici așa. Da, las fi, da, se vede ok? Se vede bine? Super. Așa, după cât ai înțeles, aici cânti și nos, da. La tine pe album sunt, la noi urmează să vedem dacă sunt. Nu știu cum, cine primul să înceapă. Hai. Hai de întâi și eu câte. Cântic care tu des ori cânti, mai ales la concertele tale, am văzut că ai avut multe concerte până acum, ai avut și în 2022, adică la finele anului cu lansarea albumului și după. Cântic la fel la tine din album, da, Căruță cu cai. Bonus track este. Asta e 55-lea. Da. Ca pe vremuri, măi, Gheorghiță, aveai cald și o căruță, dar acum ai BMW și te lauzi la lume, te fălești și-ți pare bine că-i cu numere străine și de-amul de vreo 2 ani, te casmotru tot nu ai. Ia ca-n rai, ia ca-n rai, asta ajungi în rai, sub capot cu 400 de cai. Ia ca-n rai, ia ca-n rai, asta ajungi în rai. Păi zi, băi, cop, măi, stai, de-am aer băguri n-ai. Bă, asta e bună, asta e jumătate de cânt. Mai scrii jumătate și îl pui cu clip. Cu... Nu erau, chiar e bun. Bun, bun. Adică e un fel de educație, băi, aveți grijă, nu accelerați. Și aer băgă, bineînțeles. Noi încercăm să educăm cei care ne urmăresc. Dacă e vorba de educare, hai să educ și eu. Electrician neexperimentat. Bate tare, 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 este apă pe podea. Ce
Asta poți folosește aceste imagini în videoclipurile tale. Eu nu pot râde, sorry, eu chiar vreau să râd cu gurmare, în primul rând că n-am dinți, nu, da. Și în a doilea rând, vezi, post-factum, după sărbători, cum se numește din punct de vedere medical asta? Nu, herpes? Nu, sușneac. N-am uitat nici acum vechile întâlniri, mă atingea și uiteam să mai respir, când eram doar amândoi. Mi-apucai părțile moi, la prostată mă palpai, dar eu răbdam. Tu mi-ai făcut masaj, accesul a fost prin port bagaj. Eu acum nu râd, eu plâng de vitiez. Băi, eu de fapt înainte râdeam, știi, până la 30 de ani, eu râdeam, dar bă, eu nu râd. Cânti ca mintire. E periculos. Cântec dedicat fotografilor de la nunți. A, nu știi, filmează, nu fotografiază. Oh, despre voi, băieți, despre voi. Am făcut foci, la mire am făcut foci, da huia. Când mă uit în fotic, da acolo fleșcă, nu era. Băi, flășca, ați spus? Asta e zaliot. Cât luați voi la luz? Mi-aduc aminte câteodată cum m-am trezit discurs prin rouă ca un beteag neadecvat. Eram la restaurantul Vila Nouă, setos la prag eu am venit. Era început de primăvară, paznicul lung m-a privit și îmi spunea zecea oară, du-te, uăi, nu vreau să te ascult, nu mă enerva pe mine, își fuște rog acasă, eu iar mă duceam în iarbă să mă culc. După ce dormeam o oră, luam de la început, cum mai n-aveți frașii, du-te, uăi. Asta ne-o povestit. Ah, dar pe asta pot să pun și instrumental, dacă vreți. Mă tincă. Dacă este instrumentalul, pe ea e important plus, nu pui. Eu știu despre... Ia zidem? Ia auzi. Eu. Când mergi tu la baie, cam curge nisip, așa-i când lucrează un singur renin. Nu stați cu minți, e timpul să... Să cumpere haine, jale și bijuterii, telefoane vibratoare și ecrane LCD. Nu vrei să faci un chip cu mine? Avem doar nevoi speciale, da. Una mai scurtut. Wow, 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 tu mă vrei mult mai tare atunci când bei. În scara 2, la etajul 7, s-aude sfeta în fiecare noapte. Ei țipă foarte tare, dar nimeni nu bate. Sfeta știe și face chiar și cu mâinile legate. Tu la școală ai învățat? Învățat, da. Nu toate lecțiile, dar... Da, și eu. Am fost. La majoritatea dintre ele am fost totuși. Stai. Vrei să-mi dai vreun exercițiu ceva? Nu, la Leova te-ai învățat, eu știu. Nanașul fratmen la Leova. Știi când e asta? Nanașul fratmen de la Leova. Nu, fii atent. Dar scrie el. Scrie-l, să nu s-a așa. Să scrie-l, nanașul fratmen de la Leova. Ninge, fulgi la geam. Noi la școală încleiam, o hârtie noi luam și cu farf și tăiam. Aproximativ. Fulgușor, da? Să ajungă anul broaște. Da, anul broaște. Broaște stos. Și mai era, ninge fugi la geam.
Noi și-o vat, mai luam. În căldarii omul i-am și pe podul a aruncat. A? Mă crezi filmat. Tu acum înțelegi și ne-au făcut tăi decorul ăsta. Așa, tot cu biere, da? Să ne aduci. Nu numai noi ne cliem, da? Dacă în anii 1470 cam ar fi existat presă, sau să spunem, dacă între anii 1457-1504, fiindcă tata istorică, trebuie să știu asta, i-ar fi existat presă. Aviz din ultimele știri, s-au mai zidit 5 mănăstiri, turșii la noi nu-și fac razgon, Ștefan le dă la tăți pizdon. La fel de folclor. Într-o poieniță cu mult verde și soare, acolo au ieșit un cuplu la plimbare. Toate florile și copacii le zâmbesc. Pe o păturică s-o apuca de sex. Când cerul doarme și luna se odihnește, gheavanea pe Angela o trăsnește. Gheavanea răsună, finalul tot e mai aproape, iar Angela cu pumnii în schinare îl bate și zice: scoate-l afară, ba de avanea, că nu vreau gravidă ca și Tania. Închide gura că-ți fot una. Lasă-i mă. Gloria asta de TikTok am luat. Bucurați-vă, prieteni, de lumină și de gaz. Bucurați-vă, prieteni, că mai este apă în unitaz. Bucurați-vă, prieteni, că în țară mai sunt lei. Bucurați-vă, o viață, cât nu ați trecut pe clei. Râs de râs, așa o leacă și de plâns. Adică este așa, e cu două sensuri. Da, dar ironizăm, știi că... Da. Dar, de fapt, acum e mai eco. E, dar nici clei nu-i chiar așa de rău. Ești vesel. Nu, dar e mai eco, adică nu-i din pachet, din plastic. Deja e din eco, adică. Da? Da? O, ia ajută-mă tu. Ia, hai. Fluturi în stomac, da? Fluturi în stomac. Eu numai cu un Big Mac și cu o sticlă de coniac, cioarele-ți le disfac. Bravo, Bitonci, bravo! E pentru asta? Pentru asta, da. Și pentru asta mai merită în meciul. Da, neșno. Ia că este-i pățam, pățam. Ia că... Așa, da. Dar nu așa ăla. Fiecare dată mă uitam la emisiunile astea voastre și mă uitam și am spus, uite, iar de-am eu nică. Azi, vezi, fluturi în stomac. Bun. Pe pista tot asta o tăiem. El așa că-ți dăm azar, că tare trebuie pățanile așa pe unde-l puză. Sămânăm, sămânăm, la mulți ani la toți urăm. Sămânăm, sămânăm, noi cu sorcova umblăm. Da, ieri am fost la urat, da, astăzi la sămânat. Sămânăm, sămânăm, chiar dacă și în 10 de ani avem. Da. Eu îți doresc. Nu, serios, e o tradiție. Nu, e o tradiție care trebuie de păstrat. De fiecare dată când intri în casă, de exemplu, după Revelion, după Anul Nou, pe stil vechi. Da. Și nu, iei ceva în buzunar și... Păi da, așa. Semănatul, da, așa, de făcut. Da, așa. Da. Aplauze pentru... Așa trebuie să... Mulțumim frumos că ai venit. Ți-i baftă în ceea ce faci. Mulțumesc și vouă tot. Păi că avem o glumă aici așa mult tare. De Doamne, ploaie. Zău și cu rașii încă o dată, că și e bună. Restul ăla. Ce rași n-aveți, du-te! A, tu trebuie să spune tu. Ce rași n-aveți, du-te! Fii sănătos! La mulți ani, cu răbătoarele trecute! Apropo, eu sunt Vasilici! Vasilici! Vasilici, da. E, încă o dată, dar la mulți ani pentru Vasilici! La mulți ani, fii sănătos! Dancing tonight.